Bună ziua, sau mai bine zis bună seara și bun găsit, oameni buni și răi. Așa cum am anunțat în avantpremieră într-un short pe care l-am făcut mai devreme, am spus că facem o retrospectivă a anului care cu pași repezi se apropie de final, adică 2023. Zilele sunt pe fundul sacului din anul care încă mai este și am zis să facem o retrospectivă a anului din punctul nostru de vedere, așa cum ni s-a părut nouă anul 2023 și pentru 2024, anul în care practic aproape suntem cu piciorul pe prag, ce am putea, cum am putea să facem să supraviețuim, să ne fie bine, să putem să mergem cu bine mai departe. În primul rând, anul 2023, care e spre final și e ca și trecut, practic. Noi sper să postăm video-ul ăsta, să-l editez înainte de noaptea de seara de Revelion și sper să-l postăm înainte de 1 ianuarie. Și câteva idei la nivel de discuție despre cum și ce ar trebui și cum ar trebui să facem să ne fie bine, să ne descurcăm și să trecem cu brio peste toate provocările pe care 2024 ni le va pune la rândul lui, ni le va scoate fiecăruia în cale. Deci, în primul rând, anul 2023 a început cu un război deja existent, războiul din Ucraina, adică situația geopolitică în lume, la nivel mondial, sau măcar aici, în colțul ăsta de lume, unde ne desfășurăm și noi activitatea, nu prea fast, ca să nu spun altfel și să fiu elegant în exprimare. Deci am început cu un război deja în desfășurare și acum, înspre finalul anului, deja suntem familiarizați, am început să nu mai fim așa impresionați și impresionabili de orice știre. Deja știm, este acolo un război, însă cu efecte devastatoare pentru toată lumea și pentru noi, cu urmări care vor mai fi încă multă vreme de aici încolo și cu pericolul care planează și asupra noastră în România. Și ca să fie treaba oablă, cum zicem noi, acum, înspre finalul anului 2023, avem nu un război, ci două. Și doar numărul 2 nu e semnul de la victorie. Dacă ne gândim și la războiul din Gaza, război care, după umila mea părere, potențialul lui de pericol este mult mai mare pentru lumea întreagă față de războiul din Ucraina, prin prisma faptului că toată lumea musulmană, tot mapamondul, e împărțit acum în două tabere. Toată lumea musulmană condamnă Israelul și cumva, să zic așa, pe creștini, și noi suntem creștini, și condamnă, într-adevăr, atrocitățile care se întâmplă acolo, care sunt inevitabile într-un război. Și, din punctul meu de vedere, e un pericol uriaș la nivel mondial, tocmai prin prisma faptului că lumea e împărțită și comunitatea mondială a musulmanilor nu știm când, cum și în ce fel pot escalada lucrurile și să degenereze în, Doamne ferește, în altceva. Pe urmă avem situația economică din 2023, situație economică care s-a concretizat în principal pe o inflație galopantă, pe o scumpire a tuturor lucrurilor, în unele cazuri pe o dublare a prețurilor, pe o lipsă a materiilor prime, pe criza microchipurilor,
și tot felul de alte crize care au fost și încă mai sunt. Deci situația economică la nivel mondial nu a fost una roză deloc, nu a fost una fastă, dimpotrivă, situația economică e dezastruoasă la nivel mondial. Și asta ne ajută pe noi, acum mai mult ca niciodată, să vedem efectele globalizării la nivel mondial. Adică noi suntem parte dintr-un angrenaj uriaș, în care noi suntem și noi o rotiță mică acolo. Și angrenajul ăsta, ca să funcționeze, globalizarea asta la nivel mondial, ca să funcționeze, toate rotițele trebuie să-și facă treaba perfect. Ori fiind atât de multe rotițe și angrenajul fiind atât de complex, inevitabil, o rotiță începe să scârție sau să meargă defectuos și de aici tot angrenajul are de suferit, adică în principiu cam toată planeta. Pentru că și dacă vrem și dacă nu vrem, ăștia sunt efectele globalizării. Depindem unii de alții, suntem intrinsec legați unii de alții. Din toate punctele de vedere. Ce putem să facem în anul care tocmai ne bate la ușă? Putem doar să fiecare dintre noi, la nivel de persoană sau la nivel de familie, să ne pregătim, să fim pregătiți. Și pentru asta fiecare, acolo unde suntem, trebuie să ne facem fiecare treaba noastră cât de bine și cât mai bine putem noi. Fiecare unde e locul lui în angrenajul ăsta care se cheamă România, în șandramaua asta. În angrenajul ăsta eu sunt o rotiță și eu trebuie să-mi fac treaba cât pot eu de bine și puțin în plus. Dacă fac asta, o să ne fie mult mai bine. Odată. În al doilea rând, trebuie să învățăm să ne apărăm, să ne protejăm noi pe noi. Și putem face asta în multe feluri și în multe chipuri. Putem să învățăm să ne apărăm și să ne protejăm de, în primul rând, de dezastre naturale. Condițiile geoclimatice din lume s-au schimbat alarmant și galopant. Și previziunile sunt foarte, foarte sumbre pentru viitor. Și aici vreau să fac o paranteză și legat de situația geopolitică și legat de situația economică. Previziunile la nivel mondial sunt sumbre. Închidem paranteza. Deci fiecare, am spus, încercăm să fim pregătiți în fața dezastrelor naturale care inevitabil și imparabil, aproape sigur vor veni. Nu știm când vor veni, însă cert este că vom fi și vom avea necazuri și probleme din punct de vedere climatic. Furtuni, vijelii, inundații, secetă și așa mai departe. Știm fiecare dintre noi prin ce am trecut în anii care au trecut, în special și în speță în 2023, pe care îl încheiem. Și trebuie să știm și să ne intre bine în cap că dacă noi, eu nu fac ceva pentru mine, pentru familia mea și nu încerc să iau ceva măsuri, să mă apăr atât cât pot și după posibilitățile mele, nu o să vină nimeni să facă pentru mine și în locul meu. Sigur, sigur și garantat nu o să vină nimeni să facă pentru mine ceva și pentru familia mea dacă eu nu fac ceva și dacă nu voi încerca măcar să iau măsurile după posibilitățile și după puterea, după potența mea. Asta înseamnă că să avem fiecare dintre noi un stoc de alimente, un mic stoc de alimente neperisabile în casă, un mic stoc de apă, o rezervă de apă la îndemână în casă undeva, generator dacă e posibil, să avem o butelie de gaz de rezervă, să avem niște lemne dacă facem focul cu lemne, o rezervă în plus de lemn, lucruri care oricum ar trebui să le cumpărăm, însă dacă avem o mică rezervă, n-o pierdem, o înnoim, tot timpul menținem rezerva și surplusul ăla, nu pierdem nimic, ci doar suntem puțin mai prevăzători, puțin mai grijulii și suntem și puțin mai pregătiți, mai potenți, mai capabili să putem să facem față la provocările pe care o să ne le pună anul 2024 în față. Apoi, incendii și inundații.
Sunt câteva zile de când a fost un incendiu mare, au murit mulți oameni și mai de una zi a fost altă explozie, nu știu unde, iar au fost situații cumplite, câțiva senzori de fum montați acolo în camerele alea, poate că nu ar fi fost nimeni și poate să facă diferența dintre a fi și a nu fi. Eu, la fel fac o paranteză, în viața mea am experimentat ce înseamnă asta acum foarte mulți ani, 384 de ani în urmă. Aveam 17 ani, stăteam la un cămin de nefamiliști și iarna, neavând căldură, fiind, știți voi, pe vremea, cei care vă mai amintiți, și aveam un reșoi electric acolo, oricum nu plăteam curent, și eram cumva în mijlocul camerei și aveam ceva căldură și noaptea, pătura din patul colegului meu care era jos, eu dormeam deasupra, o căzut de pe el și un colț de al păturii a ajuns pe reșoul ăla. Și eu în vis, în somn, simțeam că mor, că mă sufoc, mă ardea pieptul și nu mă puteam trezi. S-a trezit altcineva de jos și a venit și slavă Domnului, s-a încheiat cu bine episodul ăsta. Deci eu am experimentat în viața mea ce înseamnă fumul, pentru că într-un incendiu, în primă fază, mai mult ca sigur, pericolul cel mare e dat de fum. Mori intoxicat și pe urmă flăcările termină treaba, însă tu ești mort de mult. Deci dacă erau niște senzori de fum, senzorul de fum plasat corespunzător și întreținut într-o stare să funcționeze, atunci el face un sunet, scoate niște sunete, face o gălăgie, larmă, cum i-am zice noi, și larma aia te poate trezi. Te trezește din somn și nu te omoară, nu te ucide fumul și poți să te salvezi. Deci, închidem paranteza, dacă acolo ar fi fost niște senzori de fum, poate că nu ar fi fost tragedia care e acum. Ce vreau să mai spun legat de asta? Noi, pe canal, avem inclusiv videoclipul care îl fac acum, o să-l pun într-un playlist, cum să ne descurcăm singuri. Și acolo, pe canalul nostru, după umila noastră părere, găsiți unele lucruri legate de incendii, legate de dezastre naturale, legate de supraviețuire, legate de alimente, cum și ce să facem. Vă puteți uita și puteți urmări, sper eu, informații care să vă fie de folos. Revin. Ne putem pregăti împotriva incendiilor, împotriva inundațiilor. Ce lucru am mai putea face? Am putea, de exemplu, să facem un lucru care, din păcate, în România, cu toate că este și o lege în sensul ăsta, nu se face. Am putea să ne asigurăm casa, am putea să ne asigurăm bunurile noastre, am putea să ne asigurăm ce avem. Chiar dacă pare scump și chiar dacă ar fi și este un efort pentru fiecare dintre noi să ne asigurăm locuința și bunurile. În țara în care aproape nimeni nu își asigură casa, eu, dacă îmi pierd cheile de la poartă, deschid dosar de daună și asigurarea e obligată să-mi plătească toate cheltuielile ocazionate de schimbarea broaștelor sau mai știu eu ce iale pe la uși, pe la porți. Deci avem o asigurare, am făcut asigurare pentru absolut orice rău ni s-ar putea întâmpla, orice neprevăzut. E adevărat că nu pe o sumă mare, însă avem ceva, avem ceva asigurat. Război. Să avem în vedere, măcar la nivel mental, să ne pregătim și să știm că suntem sub amenințare. Prietenii noștri, în ghilimele, prietenii noștri care sigur ne iubesc atât de mult, rușii mai voalat sau mai nevoalat, mai nou acu pe față, ne spun că o să ne rezolve. Ne au în vedere și nu știu dacă o fi sau nu fi, eu nu știu asta. Însă cert este că pericolul există și așa cum am mai spus, planează asupra noastră. Nu știm când, cum și în ce fel vor putea escalada vreodată lucrurile în colțul ăsta de lume în care locuim și noi în care trăim, însă suntem în pericol, măcar mental, să ne pregătim în mintea noastră că așa ceva ar fi posibil. În țara în care, și nu e greșit în asta, toată lumea e doar așa,
Nu e nimic greșit, repet, e bine să fim optimiști și veseli, dar măcar mental să fim conștienți că s-ar putea întâmpla orice. Și asta ne poate îndemna și ne poate mobiliza să luăm și alt fel de măsuri. O pandemie. Am putea să fim pregătiți aici, fiecare dintre noi avem meciuri în picioare, știm ce ar trebui să facem, știm cum ar trebui să ne pregătim sau ce ar trebui să avem, ce n-ar trebui să avem, ce să facem, ce să nu facem, știm, avem experiența necesară, doar să fim conștienți că se poate repeta și se poate întâmpla oricând din nou. Zarva, alarma socială aici trebuie evitat cu orice preț. Noi, eu, să fug de așa ceva, să mă apăr singur din punctul ăsta de vedere. În anul care vine, la fel, încă un lucru foarte important și nu doar în anul care vine, în viață, ar trebui să încercăm, în măsura în care lucrul ăsta este posibil, ar trebui să încercăm să nu mai facem împrumuturi la bănci. În țara în care românul se împrumută la bancă ca să meargă în concediu, nu știu unde, doar ca să fie în rândul lumii și el, să vadă lumea, doar pentru asta, face împrumut în bancă. Românii fac împrumut să își cumpere o tonă de mâncare de sărbători, să umple masa așa și pe urmă să ajungă la camera de gardă că a mâncat prea mult de Crăciun. În țara asta ar trebui să învățăm să nu mai facem, în limita în care lucrul ăsta e posibil, să nu mai facem împrumuturi. Pentru că un om dator nu este un om liber. Că ar fi foarte bine pentru noi toți să fim oameni fără datorii, pentru că un om dator nu este un om liber. Și un om care nu e liber gândește constrâns de anumite circumstanțe din capul lui. Un om care e dator vede lucrurile diferit. Și în ultimul rând aș vrea să aduc în fața dumneavoastră, pentru că suntem o țară creștină și suntem creștini cu toții, Sfântul Apostol Pavel spune într-o împrejurare, într-o epistolă a lui către Tesaloniceni, dacă nu mă înșel, feriți-vă de orice se pare rău. Și îmi permit cu voia voastră să mai repet o dată, feriți-vă de orice se pare rău. Am încheiat citatul. Deci în țara doreilor, în țara în care Dorel opus, ca să ne amintim de colectiv, în țara în care un Dorel a pus niște artificii și le-a aprins într-o încăpere, într-un club, în care era cert că acolo și cineva, dacă strănuta mai tare, se aprindea, în țara în care Dorel le face toate pe dos, în țara în care nu există nimic la locul lui, în țara în care nu sunt autorizații de incendiu, de mediu, de orice, în țara în care totul funcționează ilegal, adică în țara noastră, în țara asta, mai mult decât în oricare alta, feriți-vă de orice se pare rău. Și Apostolul Pavel nu spune de e un rău evident, adică ești sigur că, bă, lucrul ăla e rău. Nu. Doar dacă ai un dubiu, dacă ai o îndoială că s-ar putea să nu fie bun, fugi. Fugi, nu te du acolo. Nu te du acolo pentru că nu ai ce să cauți acolo. Fugi de pe marginea prăpastiei. Nu te apropia să vezi cât de adânc este hăul din prăpastie. Fugi cât poți, cu toate picioarele tale, fugi de acolo. Și aici nu pot decât să îmi aduc aminte și să încerc să vă explic de unde am fobia asta. Eu personal am o fobie de oameni. Eu personal evit locurile aglomerate, evit spațiile închise, evit orice loc unde e o mare de oameni. Pe mine nu prea o să mă vedeți în astfel de locuri și la mare când am fost m-am simțit nu în largul meu, cu toate că e spațiu deschis acolo, nu m-am simțit în largul meu pentru că nu mă simt bine unde sunt înconjurat de mulți oameni. De unde vine asta? Păi prin 91, când pe vremea când guvernul roman
aceia dintre dumneavoastră care vă mai aduceți aminte înaintea erei noastre, în 1991, guvernul roman a căzut. Eu eram undeva în Piața Victoriei, la Palatul Victoriei, într-una dintre laturile Palatului Victoriei, pe o străduță că nu uit nici acum, pentru mine a fost, sunt niște întâmplări cumplite, un coșmar, o străduță care se numea Strada Pangrati. Și eram acolo, un dispozitiv de apărare, militar în termen fiind, să nu vă imaginați sau să credeți altceva, eram militar în termen la Ministerul de Interne. Și am luat o bătaie zdravănă și cruntă de la mineri, la modul general vorbind. A rămas multă amărăciune printre noi și multă durere. Au fost câțiva colegi care au murit în bătaie, au murit bătuți și călcați în picioare de către mineri. Nu s-a făcut mare caz de asta, s-au mușamalizat lucrurile, s-au trecut cu vederea. Însă noi nu putem uita lucrurile astea. Nu poți să uiți și nu vă puteți imagina senzația cum tremură pământul când 7.000 de oameni aleargă spre tine sau oameni care nu erau ei săraci prea duși la școală, că erau vai mama lor, erau manipulați și ei, mulți dintre ei or fi aleși ulcele acum. Nu vă puteți imagina vuietul ăla, un vuiet de mulțime, de zlănțuită. Și trebuie să știți că mulțimea dezlănțuită, și aduceți-vă aminte de colectiv, mulțimea disperată, în situația în care mulțimea e disperată, poșghița de civilizație pe care credem fiecare că o avem, e o poșghiță subțire și se evaporă ca roa dimineții când dă soarele puternic peste ea. Poșghița aceea dispare și în momentul în care ești pus într-o situație de viață și de moarte și individul, oricare ar fi el, calcă pe cadavre. Individul, omul, e dispus să calce pe cadavre ca să-și salveze viața și aduceți-vă aminte de colectiv, de câtă durere, câtă suferință, câte traume s-au făcut, câți oameni au murit acolo. Și ca să nu terminăm totuși într-o notă așa de tristă, așa cu amărăciune, hai să încercăm să punem un zâmbet pe față și să tragem linie la 2023. Personal, noi să vă mulțumim că ne-ați fost alături în tot acest timp. Să vă mulțumim că v-ați abonat la canalul nostru. Aceia dintre dumneavoastră care încă n-ați făcut-o, o să apară aici, în colț jos, știți, butonul de abonare, de subscribe. Vă rog frumos să-l folosiți. Pentru asta îmi scot și pălăria din cap. Deci vă mulțumim încă o dată că ne-ați fost alături, vă mulțumim pentru vizionare, vă mulțumim pentru toată susținerea pe care ne-ați arătat-o și sperăm ca și în anul 2024, și vă rugăm frumos să o faceți, să ne fiți alături, nu uitați. Vă mulțumim, vă spunem la mulți ani, toate cele bune, un an nou fericit, mai bun, mai fast. Și până data viitoare și până anul viitor, toate cele bune!